Cu câteva săptămâni în urmă, am stat în Arad de vorbă cu un frate. A intrat în birou în care mă aflam și m-am uitat la fața lui. Avea niște semne pe față. Părea că a fost lovit. M-am uitat la el și l-am întrebat ce s-a întâmplat. Mi-a răspuns așa: frate Nelu, în orice clipă putem să murim. Și apoi a continuat zicând: veneam cu mașina spre Arad, pe un drum nu foarte circulat. La un moment dat, din sens opus, venea un camion. Fiecare vehicul stătea pe banda lui, camionul pe banda lui, fratele cu mașina pe banda lui. Și zicea fratele așa: în momentul în care cele două mașini s-au apropiat una de cealaltă, a zis: nu știu ce s-a întâmplat, dar dintr-o dată camionul a intrat în fața mea. Mașina s-a făcut praf și a zis: pe mine m-a păzit Domnul. De ce vă spun asta, iubiți frați, scumpe surori, iubiți prieteni? Ca să înțelegem că ceea ce a spus fratele acesta al meu este un mare adevăr. În orice clipă putem să încheiem umblarea noastră pe pământ. Însă față în față cu acest adevăr am o frământare lăuntrică. Și frământarea mea este legată de faptul că totuși, chiar dacă noi ca oameni suntem atât de vulnerabili și atât de ușor și de repede ne putem duce de pe pământul acesta, totuși sunt așa de puțini oameni cu adevărat preocupați de veșnicia lor. În această seară eu vreau să pun această întrebare, să răsune în spațiul acesta închis, și aș vrea să răsune această întrebare peste tot în lume și să mă audă oamenii. Știi unde îți vei petrece veșnicia? Îmi spunea unul dintre colegii mei care a stat lângă fratele Cromber, care a trecut la cele veșnice, și mi-a spus așa: Nelu, 2 minute, atât a durat. Atât de repede se poate duce un om în veșnicie? Dragii mei, cred că trebuie să fie o frământare și o preocupare a fiecăruia dintre noi. Avem evangelizări, avem cântări frumoase, avem predici de toate felurile, trimite Dumnezeu oameni de departe și de aproape ca să vestească Evanghelia. Și îmi pare ciudat să știu că sunt oameni care stau înțepeniți în felul lor de a fi și nu se apropie de cel ce viețile le-a dat de Dumnezeu. Doar zilele trecute, mai alaltăieri, eram împreună cu prietenii mei, cu colegii mei, lângă un om care lucra la pompe funebre. Un om pe chipul căruia se vedea că îi plăcea să se bucure de băutură, se vedea pe chipul lui că îi plăcea țigara, se vedea în jurul lui că era un om care credea că își trăiește viața din plin. Și mi-am zis în sinea mea: omul acesta vede moartea în fiecare zi. Unul dintre colegii mei i-a pus întrebarea și i-a zis: domnule, sunteți credincios? Și el a răspuns, fără să gândească nici măcar o clipă: toți suntem credincioși. Ce păcat că sunt atâția oameni care nu privesc cu seriozitate umblarea noastră pe pământ. Eu sunt aici în fața dumneavoastră în această seară ca să vă spun tuturor: umblarea noastră pe pământ se va încheia,
pentru unii mai devreme, pentru unii mai târziu, dar umblarea fiecăruia dintre noi pe pământ se va încheia. Nimeni nu poate să mă arate vreun om care este în viață și s-a născut înaintea erei noastre. Nu. Pe pământ nu există niciun om care să trăiască măcar 1000 de ani, măcar 800 de ani, măcar 500 de ani. Aici și acolo afli câte unul care ajunge la 100 de ani. Dar toți oamenii trec. Și spune iarăși, frământarea mea este legată de faptul că dintre mulții oameni care trec, vai, atât de puțini sunt aceia care caută să-și pregătească veșnicia. Scumpii mei ascultători, am stat și eu de vorbă cu oameni și a stat și dumneavoastră, cu oameni pe care i-ați chemat pe calea Domnului. Poate cu unii dintre cei dragi ai noștri, poate cu unii dintre colegii, dintre vecinii noștri, și am încercat să le spunem că e cazul să se gândească la Dumnezeu, să caute să-și pregătească veșnicia. Și este interesant să vezi ce răspunsuri ciudate capeți de la oameni. Oamenii își caută scuze pentru a nu-L căuta pe Dumnezeu. În loc să-L caute pe Dumnezeu, caută scuze. Oamenii caută tot felul de justificări, numai și numai să nu-L caute pe Dumnezeu. Însă, trebuie să zic și eu ca francezul, cine se scuză, se acuză. Toate scuzele noastre, atunci când este vorba de a nu-L căuta pe Dumnezeu, toate scuzele noastre cad. Ele vor deveni acuzații în dreptul nostru a fiecăruia dacă nu știm să dăm prioritate la ceea ce este cu adevărat important. Dragii mei, vreau să vă spun în această seară tuturor, viața pe acest pământ nu este altceva decât o anticameră a veșniciei, nimic mai mult. Și aici pe pământ suntem chemați să alegem pe ce ușă vrem să o apucăm, pe ușa fericirii veșnice sau să intrăm pe ușa pierzării veșnice. Eu mă rog lui Dumnezeu ca toți cei ce sunt astăzi prezenți aici, să caute poarta cea strâmtă, aceea care duce la fericire. Pentru seara aceasta, mi-am propus să fac o trecere în revistă a scuzelor pe care le folosesc oamenii ca să stea departe de Dumnezeu și să nu se apropie de Cel ce viețile le-a dat. Și să înțelegem că fiecare dintre aceste scuze sunt atât de lipsite de consistență. Toate scuzele acestea nu fac decât să acuze într-o zi. Și din toată inima doresc, zic încă o dată, ca noi toți să ne bucurăm de mântuirea lui Dumnezeu. Una dintre scuzele pe care eu am auzit-o, și ați auzit-o și dumneavoastră, este aceasta. Este convingerea pe care și-o formează unii oameni când zic, apoi toți oamenii sunt făcuți de Dumnezeu, pe toți îi va mântui Dumnezeu. Că nu se poate Dumnezeu să-L fi făcut pe om și apoi să-L lase să piară. Iubiții mei ascultători, eu în această seară nu vreau să vă spun cuvintele mele, ci vreau să vă spun cuvintele Domnului. Scuza aceasta nu are niciun fel de consistență. De ce? Pentru că prin cartea aceasta ne vorbește Domnul. Și iată ce spune Domnul în Matei, capitolul 7, versetul 13 și 14. Haideți să ne uităm la acest cuvânt al Domnului. Nu sunt cuvintele mele, sunt cuvintele Mântuitorului, cuvintele lui Iisus Hristos. El spune, intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta. Lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Versetul 14. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Eu nu mi-am propus să dezamăgesc pe nimeni, dar în această seară mi-am propus să predic adevărul și numai adevărul. Și adevărul Scripturii ne spune că această scuză, că
toți oamenii sunt copiii lui Dumnezeu și prin urmare Dumnezeu va avea grijă de toți să-i mântuiască. Această scuză n-are nicio consistență. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune foarte clar că mulți sunt cei ce se duc la pierzare și puțini sunt cei ce se duc pe calea mântuirii. Ce părere aveți de asta? De aș fi spus eu aceste cuvinte, sau fratele Sandu Guler sau altcineva, ați fi zis, le-a spus un om. Vreau să vă spun încă o dată, sunt cuvintele Mântuitorului, a lui Iisus Hristos. Să nu ne înșelăm singuri, ascunzându-ne după o astfel de scuză și după o astfel de convingere. Cine îl slujește pe Domnul va fi mântuit, cine nu îl slujește pe Domnul va fi osândit. Apocalipsa 21:8, iarăși ne arată ceva. Uitați-vă ce spune Apocalipsa 21:8. Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli și toți mincinoșii, partea lor este iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Înțelegeți dumneavoastră că vor fi oameni care vor pieri, care vor fi alungați departe de Dumnezeu în iazul cu foc, acolo unde este chinul veșnic, acolo unde este scrâșnirea dinților? Asta ne spune Scriptura. Și eu nu pot în această seară decât să vă spun acest adevăr. Nu toți se duc în rai. Vai, sunt oameni care se vor duce la pierzare și n-aș vrea să fii tu unul dintre cei ce se duc la pierzare. Iubitul meu ascultător din această seară, aș vrea să ajungi în rai. Nu te lăsa mințit de diavolul care vine să-ți spună, o, Dumnezeu va purta grijă de toți, El ne-a făcut pe toți, El ne iubește pe toți și prin urmare ne va duce pe toți în rai. Nu, Sfânta Scriptură spune clar că vor fi oameni care vor ajunge în rai, dar vor fi oameni care vor ajunge în iad. Tu, dragul meu ascultător, din ce categorie vrei să faci parte? Cu care grup vrei să fii? Cu cei ce se duc în fericire veșnică sau cu cei ce se duc în pedeapsă veșnică? Dacă toți s-ar duce în rai, credeți că ar mai trebui să predicăm noi? Nu? Credeți că ar mai trebui să cânte cântăreții aceștia? Nu? Decât spre slava Domnului și atâta tot. Dar iată, aici, dragii mei, se fac eforturi ca oamenii să fie convinși, să se lase convinși de nevoia de mântuire. Și din nou spun, trăiesc adesea dezamăgiri să știu că sunt oameni care stau nepăsători față de o mântuire așa de mare. Scuza că Dumnezeu va purta grijă de toți și că îi va mântui pe toți într-o zi este o înșelăciune goală. Să nu te înșeli, iubitul meu. Apoi, eu am mai auzit o scuză. Oameni care spun, totuși, după moarte va mai fi o șansă. Voi mai avea o ocazie după moarte. Scumpii mei, iau iarăși cuvântul lui Dumnezeu în mână ca să vă spun că sunt nenumărate versete în Scriptură care ne spun că după moarte omul se duce în unul dintre cele două locuri. În unul dintre cele două locuri. Ori în rai, ori în iad. Nu există stare intermediară. Există curente de învățătură care spun așa, este purgatoriu și cei ce trăiesc vor reuși cumva să mă scoată din purgatoriu sau voi ispăși eu acolo în purgatoriu o vreme și după aceea mă mut în rai. Te înșele amarnic. Alții spun, nu-i nimic, pe mine m-au iubit cei din familia mea, vor plăti o slujbă, două, nouă, se vor ruga pentru mine, se vor duce și vor spune așa și așa și mă mută pe mine Dumnezeu în rai. Vă rog să mă înțelegeți bine. Cuvântul lui Dumnezeu, rostit iarăși de Mântuitorul, atunci când vorbește despre Lazar și despre bogat, Domnul spune că nu-i nici o posibilitate ca cineva să treacă dintr-o parte în alta. Ce și-a ales aici pe pământ, aceea va avea omul. Din nefericire se înșală oamenii crezând că rugăciunile pe care le vor face alții pentru ei după moarte, pomenile pe care le vor face alții, îi vor ajuta să se transfere dintr-o parte în alta. Iubiții mei, Sfânta Scriptură ne arată clar, aceasta
Viața de pe pământ este anticamera veșniciei. Aici alegem. Și cum alegem noi, așa ne vom petrece veșnicia. Ce zici de asta? Poate e un cuvânt dur și apăsat, însă în această seară, cu pasiune pentru sufletele pierdute, vă spun fiecăruia dintre dumneavoastră să nu ne înșelăm amarnic, ascunzându-ne după scuze fără conținut. Ne înșelăm amarnic, crezând că există o posibilitate și după moarte. Apoi, am auzit o altă scuză. O altă scuză care zice așa, și îmi zic iarăși cât de viclean este diavolul. O scuză care zice, Dumnezeu este prea bun ca să trimită pe cineva în iad. Dar nu e așa că Dumnezeu ne iubește mult? Ne lasă El în chinul cel veșnic? Ne lasă El despărțiți de El? Adică ne iubește așa de mult încât ne-a căutat pe pământul acesta. Ne-a căutat trimițându-L pe Fiul Său, a trimis proroci, a trimis pe Fiul Său. Iată, în vremea de acum ne caută prin predicatori, prin cântări, prin tot ceea ce se face. Oare chiar ne va lăsa Dumnezeu să ajungem în iad? Ne iubește prea mult, El e prea bun. Eu în această seară ridic mâna și proclam aici, da, Domnul este bun. Mai zic ceva, Domnul este drept. Mai zic ceva, Domnul ne iubește. Și mai zic ceva, Domnul ne respectă pe fiecare dintre noi. Ce ziceți de asta? Dumnezeu ne respectă pe fiecare dintre noi și încă ce mult? Uitați-vă la pilda dată de Mântuitorul când vorbește despre fiul risipitor. Întotdeauna am fost intrigat să văd dragostea acelui tată, îmi spun intrigat, pentru că mi s-a părut prea mult și de neînțeles pentru noi oamenii. Să stea fiul în fața tatălui să zică, dăm partea de avere, pentru că eu vreau să plec, să o risipesc în altă parte, vreau să-mi trăiesc viața departe de tine, tată. Și spune Scriptura că tatăl i-a dat partea de avere. Am înțeles însă că tatăl a respectat foarte mult decizia fiului său. Eu vreau să vă spun în seara aceasta, Dumnezeu respectă decizia fiecăruia dintre noi. Adică, dacă aici pe pământ, că aici stă dragostea lui Dumnezeu, dacă vrei, dacă aici pe pământ tu nu te simți bine în compania lui Dumnezeu, dacă aici pe pământ tu nu te simți bine cu Dumnezeu și nu-ți place să trăiești cu El, Dumnezeu te respectă prea mult ca să te oblige să stai o veșnicie cu El. Te înșel dacă tu crezi că Dumnezeu te va obliga și va zice, nu ți-a plăcut niciodată, Filipe, să umbli cu mine pe pământ, nu ți-a plăcut niciodată să te rogi, nu ți-a plăcut niciodată să faci asta, nu ți-a plăcut asta, acum hai cu mine, Rai, că te oblig să stai veșnic cu mine. Nu, ar fi nedrept Dumnezeu. Iadul, dacă vreți, este nu altceva decât dreptatea lui Dumnezeu. Este dovada respectului pe care Dumnezeu îl are pentru om, este dovada dragostei pe care Dumnezeu o are pentru om. Te înșele amarnic dacă zici, oh, Dumnezeu e prea bun ca să trimită pe cineva în iad. E prea bun Dumnezeu ca să facă asta. Eu zic iarăși, Dumnezeu e prea bun ca să oblige pe cineva să stea în rai. El nu obligă pe nimeni. Atât de mult a respectat Dumnezeu voința omului. Gândiți-vă încă din Eden. A stat Dumnezeu față în față cu omul și a zis, omule, ești liber să faci ce vrei. Însă îți spun ceva, să nu te atingi de pomul acela, pentru că de te atingi de el e bai mare. Mi-am zis, n-ar fi putut Dumnezeu să îngrădească pomul acela așa de tare, încât să n-ajungă omul, să fie inaccesibil pentru om. Sau n-ar fi putut Dumnezeu pomul ăla să-l fi pus în altă parte? L-a pus acolo. Și dacă omul a hotărât că vrea să ia din pomul acela, în pofida instrucțiunilor date de Dumnezeu, Dumnezeu l-a respectat. Și iată că omul și-a exercitat propria lui voință împotriva voiei lui Dumnezeu. Eu vreau să înțelegi, iubitul meu ascultător, în această seară, că este o înșelăciune curată, o înșelăciune goală,
scuza aceasta pe care diavolul o sugerează minților multora, o pune în mintea multora ca pe o convingere și vin oamenii și zic, dar n-am citit în Scriptură că Dumnezeu este dragoste, că Dumnezeu este bun, că Dumnezeu nu ispitește, că Dumnezeu nu face rău. Bine ai citit în Scriptură, însă înțelege în această seară că ceea ce ai citit în Scriptură și ceea ce ai înțeles despre Dumnezeu, tocmai bunătatea lui Dumnezeu îl determină să îți respecte voința și să zică, de n-ai vrut în acești 20 de ani sau 30 de ani sau 50 sau 80 de ani, de n-ai vrut și nu ți-a plăcut cu Dumnezeu să stai, n-am să te oblig o veșnicie. Pentru cei ce nu vor să stea cu Dumnezeu, pentru ei este iadul. De aceea în seara aceasta, dragul meu, eu pledez pentru mântuirea ta și îți spun, dragul meu, ca să fii mântuit, tu trebuie să iubești prezența lui Dumnezeu, să-L cauți pe Domnul, să cauți să umbli cu El, să trăiești cu El, să fii cu El în fiecare zi, pentru că cine trăiește cu El aici, va trăi cu El și în veșnicie. Ce frumos vorbește Scriptura despre Enoch. Spune Scriptura, Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani. Și la un moment dat Dumnezeu l-a luat ca să fie întotdeauna cu El. Cine umblă aici cu Domnul, va umbla cu Domnul în vecii vecilor. Mă înțelegi tu, iubitul meu ascultător, nici scuza aceasta n-are niciun fel de consistență. Apoi, am întâlnit și ați întâlnit și dumneavoastră oameni pe care atunci când îi chemi la Domnul și la mântuire, ei spun așa, eu am religia mea și te străduiesc să le explici, bun, tu ai religia ta, eu te chem la Domnul. Și îți spune, eu am religia mea. Cum spunea cineva mereu, spunea cu ani în urmă, religia strămoșească, noi avem religia strămoșească. Scumpii mei, este un cuvânt greu în Scriptură pe care aș vrea să-l citesc totuși. Matei, capitolul 7, versetul 22 și 23. Iată ce spune acest cuvânt. Mulți, haideți să zicem toți mulți. Am vrut să fiu sigur că știm toți ce înseamnă mulți. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, 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 n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine voi toți care lucrați fără de lege. Mântuirea, dragii mei, ascultați-mă bine, mântuirea nu ne-o dă o religie. De n-ați știut asta, vă spun ținând Scriptura sus ca mărturie. Nu religia ne mântuiește. Să mai spun ceva. Nici biserica nu ne mântuiește. Singurul care mântuiește este Iisus Hristos Domnul. Și iată ce spune cuvântul aici. Atunci le voi spune curat. Cui? Celor ce au prorocit, celor ce au cântat, celor ce au zis Doamne, Doamne, celor ce au avut o religie, le voi spune curat, depărtați-vă de la mine, pentru că niciodată nu v-am cunoscut. Mântuirea nu stă în religia pe care o am eu, ascultați-mă bine. Se înșală oamenii care se scuză zicând noi avem religie, avem religie strămoșească, religia noastră e de mii de ani, se înșală oamenii aceștia, nu religia mântuiește. Religia nu e altceva decât un sistem care vrea să-ți arate că tu poți să urci spre Dumnezeu. Și religiile nu fac asta decât să-ți spună, zi Doamne, Doamne, religiile nu fac altceva decât să-ți spună, postește, roagă-te, nu spun rău. Însă vreau să vă spun ceva, cu toate aceste lucruri, noi urcăm pe scara către cer prea puțin. Gândiți-vă la cei din Câmpia Șinear, de la turnul Babel. Au vrut să-și facă un turn care să-i ajute să ajungă până la cer. Și au făcut ceva. S-au înălțat cât s-au înălțat prin eforturi omenești. Însă turnul lor era dărâmat. Turnul lor n-a avut nicio izbândă. Însă vreau să-ți spun ceva. Dacă religia îl îndeamnă pe om să urce o scară spre Dumnezeu,
Eu am bucuria să vă spun că mântuirea a venit din altă direcție. Mântuirea nu merge de jos în sus, ci mântuirea vine de sus în jos. S-a coborât Iisus Hristos Domnul, s-a coborât pe scara cerului până la noi, la oameni, ca să ne apuce și să ne tragă spre El. Aceasta e mântuirea. Și atâția oameni se înșală vorbind despre o religie strămoșească pe care au, despre o religie a lor, că ei sunt mulțumiți în religia lor, și ce păcat că se înșală amarnic. Vă aduceți dumneavoastră aminte, cu o lună, două în urmă, era la știri prezentat un incident, un accident grav, de fapt, care s-a produs undeva în județul Iași, Scânteia, sau cum se numea localitatea aceea, când un microbuz a intrat în fața trenului și mai mulți oameni au murit, inclusiv șoferul. Am avut ocazia să citesc pe un blog câteva lucruri despre șoferul acela. Cineva care l-a cunoscut a scris așa: cu două săptămâni înainte, de accident, omul acela a ridicat mâna și a zis că el vrea să-L urmeze pe Domnul. S-a dus acasă însă și l-au întâmpinat părinții, l-au întâmpinat cei dragi și i-au spus: vai nouă, noi avem religie strămoșească, tu ne faci de râs. Noi avem religie strămoșească. Și s-a întors înapoi la cei cu care a fost împreună, la cei ce l-au îndemnat spre Domnul, s-a întors la ei și a zis: îmi pare rău, eu nu mă mai pocăiesc. Nu mă mai pocăiesc, eu nu-mi las religia mea. Și nu și-a lăsat-o. S-a dus în veșnicie cu o religie. Și mă întreb, la ce l-ajută pe om să se ducă în veșnicie cu o religie? Eu vreau să vă spun altceva. E ferice de oamenii care se duc în veșnicie mână în mână cu Hristos, cu stăpânul veșniciei. Cine intră în veșnicie ținându-L de mână pe Hristos, de omul acela este ferice, ferice, ferice. Însă cine intră în veșnicie agățat de o religie anume, se înșală amarnic. Știți dumneavoastră ceva? Dacă nu mă înșel, John Wesley spunea o experiență oarecare, vorbea despre cineva care s-a dus în veșnicie și a avut ocazia să vadă raiul, să vadă iadul, și la un moment dat omul acela a pus această întrebare: Doamne, în iad sunt catolici? Și a primit răspunsul: da. Doamne, în iad ortodoxi sunt? Și a zis: da. Da, penticostali sunt? Da. Da, baptiști sunt? Și baptiști sunt în iad. S-a zguduit omul, s-a cutremurat. A luat la rând religiile pe care le-a cunoscut și a zis: și din ăștia sunt, și din ăștia sunt, și din ăștia, și din ăștia. Și când a stat față în față cu raiul, a pus întrebarea: Doamne, da, catolici sunt în rai? Și Domnul a zis: nu. Da, ortodoxi sunt în rai? Nu. Da, penticostali sunt în rai? Nu. Da, baptiști sunt? Nu. Doamne, dar ce sunt rai atunci? Sunt copiii lui Dumnezeu. Dragii mei, ne bizuim pe religii. Credem că îmbrățișând religii ne rezolvăm problema veșniciei. Ne înșelăm amarnic. Nu religia ne rezolvă problema veșniciei. Problema veșniciei noastre o rezolvă Hristos și numai Hristos. Ce minciună a diavolului îmbrățișează oamenii care spun: eu am o religie a mea și sunt satisfăcut în religia mea. Prin urmare, nu mai e cazul să mă întorc la Dumnezeu. Scumpul meu, dacă ai fost atent la versetele pe care le-am citit, Domnul a spus: duceți-vă, pentru că niciodată nu v-am cunoscut. Nu v-am cunoscut. Știi ce e nevoie ca să fii mântuit? Zic și eu ca apostolul Pavel, și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și să mă fac asemenea cu El.
Asta e nevoie ca să fii mântuit. E nevoie să-L cunoști pe Domnul, să ai o relație personală cu Domnul. Nu despre Domnul, nu ceea ce-ți spune unul sau altul în biserică despre Domnul. Nu, asta nu-i destul. Tu ai nevoie să-L cunoști pe Domnul personal. Dar va zice cineva, se lasă El cunoscut personal? Chiar poți să-L cunoști personal? Da, poți să-L cunoști pe păstor personal, poți să-L cunoști pe dirijor personal, dar poți să-L cunoști pe Domnul? Iau ca mărturie Scriptura din nou. Și vă spun, Domnul se lasă cunoscut. El vrea să-L cunoști, El vrea să te cunoască. Lasă-te cunoscut de El, stai față în față cu El, caută o relație personală cu El, pentru că asta înseamnă să cunoști pe cineva, să ai o relație personală cu El. Te întreb în această seară, ai tu o relație personală cu Hristos? Îl cunoști tu pe El? Dacă te bizuiești doar pe o religie și spui, am făcut asta în religia mea, am făcut asta în religia mea, mă tem că niciodată nu-i destul. Însă de vei fi omul care te vei arunca în brațele Domnului și vei zice, Doamne, eu vreau să fiu al Tău, să trăiesc pentru Tine, să mă dedic Ție și să-mi trăiesc viața la picioarele Tale. De face asta ai câștigat totul. Iubiții mei, în această seară eu predic Evanghelia așa cum mi-a dat-o Domnul, dar aș vrea să înțelegi că Evanghelia asta este pentru fiecare dintre noi și pentru tine este ea. Scuzele acestea nu fac decât să acuze. O altă scuză pe care o auzim adesea de la oameni. Sunt oameni care spun așa, cred că mântuirea nu poate să fie pentru orice om. Sunt oameni care vin și spun asta, acum nu toți pot să fie mântuiți, dar de ce nu te întorci la Domnul? Acum nu pot să fie toți mântuiți. De-aia nu mă întorc eu, că nu o să fie toți mântuiți. Păi tocmai asta am predicat, că nu o să fie toți mântuiți. Numai că ei vin și zic, dacă nu-i pentru toți, înseamnă că eu o fi din categoria lui aia care nu pot să fie mântuiți. Haideți să zicem toți împreună Ioan 3:16, că pe ăsta îl știm bine. Ioan 3:16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu, cum am zis, ca oricine crede în El să nu piară. Pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Oricine. Ce înseamnă oricine? Spuneți-mi, oricine înseamnă oricine. Asta e oricine. Înseamnă că orice om din locul acesta sau de oriunde din altă parte, orice om din Europa, din America, din Africa, din Asia, orice om de pe pământul acesta, de pe mare sau de pe uscat, dacă îl primește pe Iisus Hristos, poate să fie mântuit. Nu purta tu grija cerului că nu-i destul de mare. Știi ceva? Universul, infinitul univers, îl are pe tronul Său pe Domnul. Sunt oameni care stau și zic, dar nu o fi loc în rai pentru toți. Vezi ce grijă au ei. Grijă de spațiul Domnului. Dragii mei, ne înșelăm amarnic. Ascultați-mă bine, scuza aceasta iarăși este lipsită de consistență. Să spui, n-or fi toți mântuiți, prin urmare eu stau liniștit și îmi văd de treaba mea că nu contează așa de mult. Scumpii mei, haideți să mai citim un verset. Romani 1:16, spune cuvântul așa. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. În această seară știți ce predic eu aici? Evanghelia. Ea este putere în cuvântul vestit, în Evanghelie. Este putere pentru mântuirea fiecăruia care crede. N-ai nicio scuză să zici, nu pot să fie toți mântuiți și prin urmare eu stau liniștit în așteptare să văd dacă sunt din categoria aia sau aia altă. Apoi, am întâlnit oameni care folosesc o altă scuză și zic, acum vorbiți voi de mântuire, dar cine poate ști sigur că va fi mântuit? Cine poate ști cu siguranță că va fi mântuit? Vreau să lăsăm Scriptura să răspundă. Ioan 3:36. Ioan 3:36 spune așa. Cine crede în Fiul are viața veșnică.
Dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Cu alte cuvinte, cine crede în Fiul are, e un prezent acolo. Un prezent continuu, dacă mă îngăduiți. Viața veșnică o poți începe de aici. Din momentul în care te îndrepți spre ușa veșniciei a raiului, drumul tău până la ușa aceea, când va fi să treci pragul, nu știm noi, nu știi tu, nu știu eu, dar până va fi să treci pragul, tu ai apucat-o deja pe direcția bună și zice Domnul, cine crede în Fiul are viața veșnică. Cum adică nu poate ști nimeni că va fi mântuit sau nu? Cine crede în Domnul poate să știe că va fi mântuit. Ioan 5 cu 24. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în cel ce m-a trimis, are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Nici scuza aceasta n-are nicio consistență. Pentru că iată, de aici de pe pământ se aleg oamenii pentru fericire veșnică sau pentru pedeapsă veșnică. De aici se aleg oamenii. Eu îmi îngădui să te întreb, ți-ai ales veșnicia? Ai ales-o? Sunt oameni care spun, mântuire? Cine poate înțelege mântuirea lui Dumnezeu? Cum poate un om să fie mântuit? Adică sunt oameni care zic așa, cum să fii mântuit după ce ai făcut atâtea în viață? Ai trăit cum ai vrut, ai făcut ce ai vrut și mai vine câte unul și mi-l și arată pe câte unul din biserică și zice, ăla mântuit, nu-l știu eu că am fost coleg cu el. Cum poate să fie cineva mântuit? Ascultați-mă bine. Este cuvântul lui Dumnezeu din Ioan, capitolul 1, cu versetul 12, pe care aș vrea să-l citim toți la oaltă. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Observați ce face Domnul? Ne înfiază. Îți dă o perspectivă nouă. Tu, când îl primești pe Domnul, nu mai ești același tu. Tu ești un alt tu. Tu ești un alt om. Tu ești omul schimbat de Dumnezeu. Tu ești omul transformat de cel preanalt. Nu e o scuză în asta să zici, dar cum poate Dumnezeu pe un astfel de om? Știi ce face Dumnezeu? Te pune în familia Lui. Și acolo în familia Lui El te crește, El te ridică, El te întărește. Așa lucrează Dumnezeu. În seara aceasta aș vrea să-ți pui în mod serios întrebarea aceasta. Unde îți vei petrece veșnicia? Aș vrea să zic încă o dată, trăiești vremea harului. Trăiești o vreme în care Dumnezeu îți dă ocazia să alegi. Cum începe veșnicia? Printr-o alegere. Adică cum printr-o alegere? Că eu nu vreau să aleg nimic în seara aceasta. Orice om alege ceva. În seara aceasta poți alege să nu alegi, dar e tot o alegere. În seara aceasta poți alege pe Iisus Hristos ca mântuitor al tău. Dar în seara aceasta, seara aceasta dacă vrei, chiar seara aceasta, poate să fie o seară crucială pentru tine. Este seara în care te cheamă Domnul să iei decizii înțelepte. Scuzele nu te vor ajuta în ziua judecății. O, în ziua cea mare a judecății lui Dumnezeu, cu câte scuze vei vrea tu să vii? Scuzele țin înaintea oamenilor. Poți să te scuzi în fața celui ce stă lângă tine, poți să te scuzi în fața celui din familia ta, poți să te scuzi în fața oricui pe pământul acesta, dar înaintea lui Dumnezeu nimeni nu se poate scuza. Scuza acuză. De aceea, în seara aceasta, nu pot să închei mesajul acesta fără să-ți dau ocazia să alegi. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și aș vrea să stăm, e momentul important al serviciului, nu e moment de ieșit afară, nu? Nu e moment de mișcat, nu e moment de mers încoace sau încolo, nu e moment de a lua copiii, nu e moment de altceva, e moment de luat hotărâri.
Ce hotărăști tu în seara aceasta? Vă chem să stăm înaintea Domnului într-un duh de rugăciune, să plecăm capetele, să stăm înaintea celui preanalt într-un duh de meditație și să ne cercetăm fiecare pe noi înșine. Și dacă ești aici în această seară și îți faci socotelile și vezi că încă nu te-ai împăcat cu Domnul, eu vreau să-ți spun ceva. Poate sună ciudat ce-ți spun, dar știi ceva? Ziua de mâine nu e a ta, a Domnului este. Poate vei trăi mâine, dar poate nu vei trăi. Poate vei ajunge acasă în seara aceasta după adunare, dar s-ar putea să n-ajungi. Poate că vei mai avea de trăit ani de zile, dar poate că nu vei mai avea. De aceea în seara aceasta eu vreau să te gândești serios la mântuire. Serios la mântuire. Dacă ești aici în seara aceasta și vrei să capeți mântuirea, aș vrea să-i putem spune Domnului despre tine în rugăciune și să-i zicem Domnului, să-i spunem lui Dumnezeu că mai este cineva aici care vrea să se împace cu Domnul, să cerem de la Domnul har peste viața ta și mântuire pentru veșnicie. De aceea de ești aici și îți dorești mântuirea, de ești aici și vrei să iei o hotărâre pentru a-L urma pe Domnul, în seara aceasta te chem să arăți lucrul acesta printr-o mână ridicată și apoi să lași mâna jos. Domnul să te binecuvânteze, Domnul să te binecuvânteze, Domnul să vă binecuvânteze, fetelor, Domnul să vă binecuvânteze, Doamnă. Domnul să vă binecuvânteze și pe dumneavoastră. Scuzele nu te vor ajuta la nimic. Sunt unii care încearcă o altă scuză față în față cu provocări ca și acestea. Am să o fac eu cândva. Sunt unii care spun, Doamne, am vrut să o fac cândva, dar n-am crezut că tocmai seara aceea este momentul. Dragul meu, eu nu știu cui predic în seara aceasta, știu că vă predic tuturor, dar s-ar putea pentru cineva mâine să fie prea târziu. În seara aceasta știu un lucru cu siguranță, este seara de har. De vrei să te întorci la Domnul și n-ai ridicat încă o mână sus, te chem să o faci și tu ca să știu, să mă rog și pentru tine, să ne rugăm și pentru tine în rugăciunea aceasta. Domnul să te binecuvânteze. Amin. O, Domnul este aici. Domnul este prezent aici și El caută să mântuiască. Dragii mei, mântuirea nu e un lucru care trebuie privit cu ușurință și nicio decizie ca și cea la care te chem în această seară nu trebuie privită cu ușurință. Pentru că mântuirea este pentru vecii vecilor. Vedeți dumneavoastră, ne pregătim pentru multe, ne pregătim pentru facultate, ne pregătim pentru căsătorie, ne pregătim pentru un serviciu, ne pregătim pentru întâlnirea cu nu știu cine, dar prea puțini oameni înțeleg că au datoria să se pregătească pentru veșnicie. În seara aceasta, dragul meu, eu vreau să mai întreb o dată. De nu te-ai pregătit pentru veșnicie și vrei în seara aceasta să faci întoarcerea ta către Dumnezeu, suntem aici ca să ne rugăm pentru tine. De aceea, acolo unde ești, de n-ai ridicat încă mâna sus și vrei să te împaci cu Domnul, îndrăznește și tu să ridici o mână sus ca să ne rugăm pentru tine. Domnul să te binecuvânteze. Domnul să te binecuvânteze. O, aleluia. Aleluia. O, Domnul este aici. Dragul meu, în această seară am vrut să-ți predic cu pasiune pentru sufletul tău. Dacă îi pasă cuiva de sufletul tău, acela este Domnul. Și eu m-am ridicat în această seară la amvonul bisericii în numele Domnului, cu dorința sinceră de a ști că tu pui mâna ta în mâna Domnului. De aceea, în această seară, chiar dacă am întrebat ultima dată, eu aș vrea să-ți dau ocazia, ție care ai ridicat o mână sus. Aș vrea să fac un lucru și îl voi face cu bucurie. De-ai ridicat o mână sus și vrei să te împaci cu Domnul. Dacă hotărârea ta este cu adevărat serioasă înaintea lui Dumnezeu, îți cer să mai faci un lucru, să lași locul tău și să vii aici aproape de mine,
ca să pot să-mi pun mâinile peste tine împreună cu frații slujitori de aici, să ne punem mâinile peste tine și să ne rugăm lui Dumnezeu ca El, Cel Preanalt, să-ți binecuvânteze hotărârea cu statornicie. Să nu-ți fie greu, îndrăznește să vii aici și biserica aceasta se va ruga pentru tine, noi ne vom ruga pentru tine și Dumnezeu îți va binecuvânta hotărârea ca să rămâi statornic înaintea Celui Preanalt. Îndrăzniți să ieșiți pe interval, da, veniți cât mai aproape aici. Veniți în partea aceasta cu toții, eventual, în partea aceasta. Sunt momente cruciale pentru oamenii din locul acesta, pentru că în seara aceasta a venit Domnul să se întâlnească cu oameni. Nu-ți fie greu. E vorba despre destinul tău veșnic. Dacă ar trebui să hotărăști în dreptul altcuiva, ar fi altă poveste. Dar tu ești chemat în seara aceasta să hotărăști pentru tine. Dacă ai ridicat o mână sus sau n-ai ridicat-o și vrei din această seară să te împaci cu Domnul, vino și tu lângă cei ce au ieșit aici în față. Te mai așteptăm câteva momente și după aceea vom începe să ne rugăm. Nu-ți fie greu. Pe tine te-a chemat Domnul, nu păstorul. Pe tine te cheamă Dumnezeu, nu păstorul. Singurul care poate să mântuiască este Domnul, de aceea îndrăznește să lași locul tău și să vii. Grupul va începe să cânte și noi vom începe să ne rugăm punându-ne mâinile peste cei ce au ieșit aici în față. Dar îndrăznește să vii și tu dacă n-ai ieșit încă. Da, Domnul aștepta după voi. Veniți! Aleluia! Grupul începe să cânte, noi vom începe să ne rugăm Domnului. Oh, aleluia! Vom începe să ne rugăm Domnului, însă dacă mai este cineva, să vină repede, ca să fie inclus în această rugăciune. Iisus pe aici.